Iar domnul vicepreședinte, ca specialist, mare specialist, ați văzut cum v-a spus acolo că el n-a venit rupt în fund aici, el era un mare mogul, un fel de ciriac al Dorohoiului. Deci 100 și ceva de milioane salariu pentru el este așa un mizilic aici la Consiliul Județean. Era un mogul de presă, era un, la Dorohoi era un ceva, un v-am spus, gen ciriac. Nu vă închipuiți că ce i s-a dat lui politic e așa. Singura lui meserie în care excelează e lipitor de afișe. Asta, la asta excelează. Și el și Lupașcu, toți au fost șefi. Șefii echipelor de lipitori. Acești oameni promovați strict politic, de la Federovici și până la capătul listei, cu excepții, nu știu, de un sfert din ei, dacă ar fi toți, au căpătat toată viața doar politic. Funcții nu contează, la statistică, la direcția copilului, la nu știu care instituție. Și repet, dacă acum 2-3 ani găseam vânzând fruti fresh și apă minerală prin comună pe la agenți economici sau pe domnul Vici îl găseam pe stâlpi întinzând fire de internet și am văzut în CV-ul lui că a fost administrator, dar la firma aia erau alți doi administratori, el era singurul care muncea. Dar ce, greu să scrii undeva să-ți fie rușinit că ai fost? Nu, ai fost muncitor, ai fost un simplu angajat la o firmă, n-ai fost nici director, nici nu știu ce a mai scris el prin CV. Cum și Federovici, odată în clădirea Academiei de Poliție, vă dați seama ce prestanță are. Ei, asta, ipocriții ăștia trebuie să-i scoatem în față, să spunem lucrurilor, să ne uităm în oglindă, să vedem ce lipsuri avem în județul Botoșani și să vedem cum corectăm, că altfel o să ne criticăm așa până la adânci bătrâneți și tot nu facem nimic. Dar primul lucru care face să fie posibil este resursa umană de slabă calitate. Să nu aveți niciodată așteptări de la oameni foarte slab pregătiți. Oameni care cred că li se cuvin aceste locuri în care se trezesc așa peste noapte, deci ei sunt convinși că-s buni acolo. A fost convins Tocanu că e bun de președinte, a fost și ăștia care s-a acum convins, dar nu-s convinși când le pui oglinda în față, când vezi că lucrurile nu merg. Avem o strategie de dezvoltare a județului, avem un plan de dezvoltare. Mergeți și întrebați consilierii județeni. Lecturat măcar unul cap-coadă ce au scris ei acolo și cu ce s-au angajat, păi venim și găsim subterfugii de acestea, că mărim pensiile, că mărim nu știu ce. Doamna deputat nu a făcut-o, noi am cerut să ne asigure că au bani să susțină. Da, astăzi au, dar mâine, păi mâine când vor fi alții, nu vor mai fi. Niciunul nu are curaj să spună că trăim pe împrumut. Da, am împrumutat 3 miliarde, 10, 20. Să vină să un comunicat pentru că vorbim de banii publici. Țara aceasta trebuie să știe, bătrânii, tinerii, trebuie să știe câți bani și câți ani vom plăti ceea ce fac demersul lor. Este ușor să vii la o visterie sau la un împrumut acum să-l împrăștii dincolo în toate părțile. Cum și domnul Birta la drumul județean. A fost bugetat, banii vin de la nivel național, au venit la județ. El a comandat doar firma, este un mare strateg. Vă dați seama ce greu este să dai la o firmă și să... I-am spus că nu văd niciun utilaj de tăiere și de tratare a gropilor existente și a platformei drumului. Vă asigur că în momentul când traficul va fi mai intens, dacă s-ar da Dumnezeu să se deschidă vama, vor fi copiate toate acele crăpături care sunt acolo. Nu s-a umblat la platforma drumului deloc. Încercați pe drumul Dorohoi-Botoșan și o să găsiți sute de zone crăpate deja după, și drumul este marcat. Marcajul este nou de zilele trecute, dar starea asfaltului deja este într-o avansată degradare, pentru că tot ce a fost în fundația respectivă stricat se va copia, asta știe orice nespecialist în drumuri, vor apărea la suprafață în cel mai scurt timp în funcție de trafic. Spoieli și dacă spoieli le poți folosi și politica, ai negrit drumul înainte de alegeri, e toate bune. Câtă știință poți să ai să arunci niște bani anapoda care imediat în 2-3 ani vor însemna iarăși gropi. Noi nu spunem lucrurile astea. Vă dau toate pozele la toate zonele în care niciun tăietor de asfalt, un utilaj de pregătirea stratului pentru turnare nu a acționat. Efectiv s-a dat cu smoală, spune că au egalizat și au dat drumul strat
Și o să vedeți efectele. Așa facem noi românii. Așa s-au făcut și pe celelalte și acum vă puneți problema că e ca după bombardament. Pentru că nu facem toți ceea ce trebuie, să sancționăm pe cei care fac lucrurile astea. Și începând de la politic și până la ultimul director a servit politic, ați întrebat care sunt politici și care nu. Am și eu poze, o să vi arăt. O să vă dau pozele, să vedeți. Care inspector era la lipit afișii prin comuna mea, care erau o gașcă, vreo 20, toți cu victorie și cu, erau victorioși acolo, în poză, înroșiți, fericiți, directori toți, mari directori, nu știu ce consilier, la ministru nu știu care, vreo 20, dar toți șefi. Erau un alai și o fericire pe ei în comuna mea, deși n-au făcut nimic pentru comuna aia, nimic, nimic, au venit fericiți cu un semnul victoriei, nu știu ce au câștigat, nu știu ce au vrut să-mi demonstreze mie, dar bănuiesc că dacă îi vreți să-i vedeți în toată splendoarea și frumusețea lor, în implicarea lor, o să vă dau poza să-i vedeți cine sunt aia implicați politic.